ziua! Citesc, mă rog, de mai mult timp, de vreo oră, două, așa, ceea ce ai postat despre compromatul care ar fi trebuit, da, dosarul de compromat la adresa ta, care ar trebui să fie investigat, rezolvat, soluționat și nu se întâmplă acest lucru. Infractorul, deja putem să-l numim fără probleme, Cristian Rizea, pare a fi cel protejat de stat în chestiunea asta, în care încerci, înțeleg, de luni bune să ajungi cu avocatul pe care îl ai, da, potrivit legii, e dreptul tău ca persoană vătămată, dar să mergi la aceste audiere ale infractorului Rizea la Rahova și nu se poate, încă o dată și încă o dată e protejat de statul român. Explică-ne. Da, este o situație absolut halucinantă. Eu deja i-am făcut cunoscut procurorului general al României, Alex Florența, situația revoltătoare care se întâmplă în dosarele în care ar trebui să fie anchetat acest compromat și domnul Florența nu mișcă niciun deget. Practic, de la, cum să spun eu, înțeleg prin lucrul ăsta, prin pasivitatea domniei sale că protejează infractorii și practic girează hărțuirea și, nu știu, intimidarea victimei, în cazul ăsta, intimidarea și hărțuirea mea de către justiție. Cristian Rizea, am cerut audierea lui în dosarul de compromat pentru că el a publicat informații și probe scurse dintr-un dosar penal al Poliției Române. Procurarea mea a acceptat lucrul acesta, dar nu mi-a dat dreptul să particip prin avocat, evident, sau măcar să-i transmit întrebări procurare pentru a-i le adresa lui Cristian Rizea. S-a dus un polițist de două ori la Rahova să-l audieze pe Cristian Rizea. Într-un final, săptămâna trecută, luni, Cristian Rizea a fost adus la parchetul Curții de Apel București pentru a fi audiat. Lui i s-a dat dreptul, de exemplu, când era la Rahova, să nu dea declarații pentru că avocatul său n-a putut să fie prezent, dar mie nu mi s-a dat dreptul de a ști, de a fi înștiințată, încunoștiințată, așa cum prevede legea, cum prevede codul de procedură penală, ca să pot să particip prin avocat, evident, sau măcar prin niște întrebări transmise procurorului, să pot participa la această audiere și practic să mă prevalez de dreptul pe care l-am de a fi prezentă la o astfel de audiere. Nu, pentru mine legea n-a putut să fie aplicată. În cazul meu, legea nu a fost respectată de către, culmea, un procuror, omul legii, dar în cazul domnului Rizea s-a respectat legea și i s-a dat dreptul să nu fie audiat dacă nu a fost avocatul de față. Este absolut revoltător ceea ce se întâmplă. Mâine mă voi duce din nou la parchet pentru că o să recurg la toate mijloacele legale pe care le am. Dacă nu a fost înțeles mesajul meu, îl mai transmit public încă o dată. Nu voi lăsa acest dosar să tergiverseze și voi face tot ceea ce este legal posibil să împing lucrurile și acest dosar să poată să fie anchetat în mod corect și transparent și cât mai rapid, astfel încât să mi se facă dreptate în această poveste revoltătoare pentru mine și pentru întreaga presă din România. Da, pentru că acest Cristian Rizea, din momentul în care a fost adus așa, a fost expulzat în Republica Moldova, noi n-am avut aici niciun, să zicem, România n-a făcut ea nimic în mod special, l-au trimis de acolo, ni l-au făcut pachet și ni l-au trimis, de atunci a beneficiat de o anumită protecție exagerată, extraordinară. Am vrut să aflăm în ce penitenciar este, mie mi s-a răspuns clar că este sub incidența GDPR-ului și nu poate să-mi spună unde e infractorul, domne, unde este Rizea, n-au voie să-mi spună. Da, infractorul este la Rahova. Înțeleg că este la Rahova într-o secțiune a închisorii considerată de lux, unde beneficiază, este considerat un infractor care are un soi de vulnerabilitate și din cauza asta beneficiază de un soi de regim preferențial în închisoare. Regim preferențial, mai departe statul îl protejează, justiția îl protejează pe acest infractor și instituțiile statului își dau mâna pentru protecția lui, dar în defavoarea unei persoane vătămate care a fost practic, călcat în picioare, demnitatea a fost călcată în picioare, dreptul la viață, dreptul la propria imagine și așa mai departe, de acest infractor și lucrurile continuă. De oameni din
în complicitate cu oameni din poliție, din politică și din media, o parte a media din România. Din păcate, da. Simona Spătaru, ești și jurist. Ne uităm tot timpul la aceste situații. Pare că nu suntem într-o țară europeană. Pare că suntem nu știu pe unde. Că uite, și cei din Republica Moldova încep să-și facă curat și ne împachetează și nouă ce rebuturi mai avem pe acolo. Că s-a încercat să la un moment dat să și candideze prin Republica Moldova. Bun, ni l-a trimis pachet înapoi, dar cum se poate să se încalce orice drept? Nu mai spun că ăsta e un caz absolut halucinant și îl cunoaștem, acest dosar de compromat la adresa Emiliei Șercan. E un dosar care, pentru care eu consider că este foarte important că s-a depășit notorietatea locală și că el este deja în analiza tot ce înseamnă raport pe corupție, pe respectarea drepturilor jurnaliștilor în Europa. De aceea este esențial ca el să fie finalizat și mai repede și mai ales cu respectarea și cu respectarea drepturilor victimei. În faza de urmărire penală, doamna Emilia Șercan are drepturi exact cum